Desideri și speranțe ale muzicii naționale. Stimați radioascultători, salutare și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cântă un artist. Sunt Adrian Beldiman și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 19. Invitatul nostru de astăzi este marele compozitor Eugen Toga. Maestre Eugen Toga, bineînțeles că sunt plin de emoții. Mă simt norocos căci am frumoasa ocazie de a discuta cu dumneavoastră. Compozitorul ale cărui creații vor rămâne în istoria omenirii până va exista omenia în noi, oamenii. Bine ați venit în cadrul emisiunii Cântă un artist. Da, bine m-am găsit. Maestre, un om fără omenie poate scrie o muzică dumnezeiască sau a picta un tablou genial sau a scrie o carte de milioane? Eu nu știu dacă este potrivit om să-l numești pe care nu are omenie. Omul este cel care are toate cele care sunt calitățile cu proprietățile omului ca atare. Deci este în primul rând această omenie despre care se vorbește într-adevăr. Ce înseamnă omenie este o imensitate de fel de fel de simțiri și înțelegeri, priceperi, dureri, fericiri, bucurii, dragoste, deci aici e omul. Dar astăzi puțini care au această omenie, mai ales cei de la conducere. Deci sunt protejați, sunt izolați. Uite că grozav. Eu îmi imaginez că asta e ceva, un exil de, așa, de bunăvoie, fiindcă ei nu comunică cu lumea, ei nu văd lumea, ei merg pe cu mașini cu niște viteze exagerate, cu geamurile afumate, deci nu văd lumea. Și-au creat o lumea lor. Nu îi invidiez deloc, așa că săracii, vai de capul lor. În multe interviuri ați încercat să descifrați, să definiți cuvântul sfânt, aș spune, cuvântul mamă. Mama Elisaveta a fost și rămâne pentru dumneavoastră un reper al vieții și creației, o binecuvântare și o mărturie a dragostei și sacrificiului. În ce creație ale dumneavoastră, ca sursă de inspirație, a fost mama? Știu că primul dumneavoastră poem simfonic, atunci când ați absolvit conservatorul, a fost... Tot se chema mama, exact. Da, după Aurel David. Eu nu cred că eu sunt excepție sau mie mă aparține ceva deosebit în această temă. Cred că fiecare de noi, mai târziu sau mai devreme, mai devreme sau mai târziu, totdeauna vine la acest sfânt chip care se cheamă mama. Mama pentru mine, chiar dacă nu este direct numită lucrare ca atare, cum zici, cum poemul Mama sau Maiamu și cântece pentru copii, pe versurile lui Vieru, chipul mamei, uite, de sigur că da, și există peste tot, nemai vorbind despre cântec requiem la ziua morții mame, când am scris-o și care a interpretat extraordinar de frumos această Anastasie Lazariuc, de fapt și Lenusa Burghil a făcut pe urmă mai târziu, tot la fel, deci se vede că durerea aceasta, pierderea mamei, o trece fiecare din noi, mai târziu iarăși mai devreme, dar o trece din cauza că așa este firea vieții ca atare, din cauza că unul naște, altul moare, cum se cântă în balada cea populară. Eu sunt, de fapt, copilul mamei, ca tot noi toți, dar eu în special din cauza că am pierdut foarte devreme, l-am pierdut pe tata, care a fost ucis în război, chiar la sfârșitul războiului. Și de ce? Sigur că toată copilarea mea a trecut sub această îngrijire și această dragoste a mamei. Și principala calitate care am preluat-o de la mama, desigur că este capacitatea de a munci. Fiindcă nu-mi închipui, la mine e problemă cu această temă, tot timpul mă urmărește din cauza că văd cum de ușor înțeleg rostul vieții sau rolul său în această viață
pentru care nu sunt pregătiți deloc. Dar ce înseamnă pregătire pentru viață? Este tot și această pregătire de a munci, fiindcă tot ce este la noi, tot ce consumăm, produse alimentare, toate sunt muncite de cineva. Trebuie înțeles lucrul acesta, fiindcă nu se poate, chiar la acești conducători. Ei înțeleg oare până la capăt ce înseamnă, uite, haleala asta care o au atâta peste cap grasă și o au, că este muncită de cineva. N-am văzut nicăieri, niciodată, nu văd informații la televiziunile moldovenească mai apare, dar cele care vin cu private. Zecele, cu, numai private, dar zecele din Rusia, nici pomeneala măcar de țară, nici nu există, cu toate că aceștia care vorbesc, care ne arată, sunt că nu sunt flămânzi. Au papat de dimineață, cred că și la amiază și seara și peste noapte. Într-un articol scris de prietena noastră comună, Luminița Dumbrăveanu, s-a menționat că scrieți o carte despre chipul de icoană, taină și binecuvântare a mamei dumneavoastră, Elisaveta. La ce etapă sunteți la scrierea acestea? Cartea, de fapt, nu e dedicată numai... Deci, în genere, eu dedicație nu fac chestia. N-am făcut în viața mea nicio dedicație, din cauza că eu cred că asta e prea mare obrăznicie din partea celor care face aceste lucruri, fiindcă trebuie să fie la nivelul celui a cărui dedici această lucrare. Dar despre mama, de la ce etapă? Eu încă n-am terminat și eu cred că nici nu mă grăbesc, fiindcă, de fapt, este vorba de o carte care se cheamă, deci provizoriu, desigur că se cheamă Nuvelele Vieții Mele. O nuvelă foarte mare, desigur că va fi și despre mama. Este ca o autobiografie? Nu este deloc. Eu nu sunt cel care scriu biografii, scriu memorie, asta nu este memorie, sunt meditații pe unele teme care se referă la mama, desigur că în primul rând. Deci eu las această temă, deci acest chip, această sfințenie pentru mine și pentru toți noi, fiindcă trebuie să-mi așez gândurile, în primul rând, și în al doilea rând fac altele, fiindcă acolo este, desigur că este și Vieru, este și Loteanu, este și o culegere, Bibiesu, și deci aceste nuvele care sunt pornite de la acești oameni, de aceste personalități, de acești prieteni care mi-au fost în viață și în creație, desigur că... Deci eu cred că va fi o muncă destul de îndelungată. Eu nu o grăbesc, fiindcă scriu iarăși mulți către jubilee, eu le fac după simțiri și încă o chestie, vorbind de calendar, chiar... Dacă la anul se ajung, va fi, zicem, acest jubileu, eu nu o să grăbesc să fac către jubileu. Eu vreau să văd cam ce se va petrece la acest jubileu. Fiindcă și aici e problemă. Fiindcă la mine toate concertele mari se petrec la jubilee. Afară de acest concert la teatru de operă, dar iarăși nu datorită mie, dar datorită, pur și simplu, coincidenței că este acest festival Maria Bieșu, care mi-a fost colegă, care o cunoșteam bine și cu care am început această cale pe portativă muzical împreună cu ea. De exemplu, chiar această Floare d'Albă de Livadă, care cred că vom auzi-o, este prima lucrare care am scris-o eu ieșind din anonim, fiindcă nu scriam de pe ascunsele. Așa. În cauza că mi-era oricum să mai scriu și eu, fiindcă toți scriu, cum scria și azi scriu toți. Și eu atunci am ieșit din anonimat și Bieșu vinise la noi studio, eu cântam atunci în orchestră, și văd Maria vine la noi și întreabă, dar ce dumneavoastră, ce cântați? Deci am eu aici un cântec se cheamă Lungă-i drumul cicotit. Bine. Muzică populară. Da, e cântat muzică populară, venise de la liceu de pădurare. Era să fie silvicultor, să vede că era să avem păduri mai multe. Și la ce domnul Bacinin, care era dirijorul orchestrei și, de fapt, profesorul meu la violoncel, înainte de asta, și că ar fi bine încă vreo bucată, dar era numai primele probe de televiziune, 57 era. Primele probe. Atunci, am aflat că atunci era și la București aceleși probe, tot în 57. Și eu atunci am devenit obraznic
m-am ridicat de pe scaunul acela cu violoncel și zic, la mine este cântec. Desigur că am mințit, din cauza că nu mai era cât eu vroiam, dar nu-l aveam. Dar ce mi-era? Dacă eu scriam de până atunci, scriam foarte mult. Și, de fapt, așa a rămas așa undeva ele, nu știu unde. Dar, de repede, seara am făcut această bucată, am repetat cu ea și a douze. Deja am ieșit în eter, fiindcă se făcea în direct, înregistrări nu se făceau pe atunci. Și, deci, aceasta a fost la noi prima, nu numai prima lucrare, nu numai prima colaborare, dar prima ieșire în eter cu Maria Bieș. Acestea sunt subiectele acestei cărți despre care m-ați întrebat. De felul ăsta, voi vorbi și despre Lotean, de am și vorbit, deci am scris Loteanu Vieru, deci sunt, eu iau pe cei care, cred că următorul va fi Popescu Gopo, care pentru mine e foarte important, va fi orchestra din Leningrad, cu care în 14 ani am concertat, care a influențat foarte mult asupra creației mele și care chiar, nu știu dacă a fost undeva vreun caz în istoria noastră, o orchestră de Leningrad să vină într-un sat undeva prăpădit cum este Mocra în Transnistria. Extraordinar. Așa că am avut această fericire. Deci sunt lucruri frumoase despre care toți se plâng de viață. Eu nu știu, am și eu probleme. Sunt foarte multe. Deci aveam și în societate foarte multe. Avem probleme cu conducere. Dar totuși viața este un subiect sau, știu, o latură, știu, o dominantă care tot timpul ne ține și aici trebuie să ne bucurăm de că o avem. Maestre, l-ați menționat pe tata. Vă mai aduceți aminte de el? De ce nu? Eu am și iarăși o novelă care deja e scrisă, ea este și publicată într-o carte rusească. Din păcate, la noi nu se obișnuiesc. Nu m-am publicat aici niciodată, nici cu nimic. Deci noi, nu ca moldoveni, noi suntem foarte... Nu avem grijă de... Noi suntem moldoveni, uite așa. Avem o calitate proprie care este, da. Sigur că mi-amintesc foarte mult și foarte frumos. El se lăuda că are băiat și sigur că mi-amintesc foarte bine când în 43 am mers la școală cu tata care m-a dus călare pe spreu cel mitel. Școala e acolo la câteva sute de metri, dar el nu m-a suit călare ca să fudulească în fața celorlalți copii care se duceau la școală și este sigur mă invidia când tata m-a coborat de pe calul celor negru și când pe urmă pe scări înalte mă suiam, mă aștepta domnul Bileca, directorul școlii care a fost pe urmă ridicat pentru 10 ani în Siberia. Timpuri grele. Maestre, pe data de 10 septembrie curent, ați susținut un concert extraordinar la București, în piața ce poartă numele celebrului dumneavoastră înainte mergător George Enescu. Cu ce impresie ați venit de la acest grandios spectacol la care ați evoluat alături de Orchestra Simfonică Națională a Filarmonicii? Păi știți că eu am această slăbiciune. Eu îmi iubesc colegii, îmi iubesc oamenii noștri dice din Basarabia, cu toate că eu nu sunt basarabian, dar deja m-am înfructat în acest must spiritual basarabenesc, eu desigur că cu toate că mama mea este de fapt basarabeancă de origine, așa că... Dar tatăl nu era basarab. Nu. Da, dar cine știe, are rădăcini de acolo din Ardeal de undeva. Chestia e că prima dată am vrut în 2008 să vin cu orchestra radio, a ieșuat treaba asta din cauza multor obstacole care nu vreau acum să vorbesc de ele, fiindcă am vorbit destul despre ele. Prea multă invidie în oameni. Păi nu, suntem prostiți cam asta. Nu știu ce. Că eu nu știu. De exemplu, vorbesc sincer, nu știu ce e asta invidie. Eu nu știu ce e asta. Uite, nu mă gâdil, de exemplu. N-am aceste calități prostiți. Ce să invidie? Eu nu înțeleg.
Muzica care o scrie alții mea nu mi-a plăcut niciodată. De ce? Ce să-i invidiez? Nu înțeleg. De ce așa am și început să scriu din cauza că nu-mi plăcea ce să scrie pe, în jurul meu? De tata noi vorbim, da? Așa că eu cred că cine știe cum era să fie soarta mea? Eu sunt pește, uite, asta este. Se vede că și, este și undeva și caracterizează tot ce fac eu, fiindcă eu tot timpul avansez. Dacă aș fi fost rac, eu aș zice, uite, dacă eram să mă întorc, aș face altfel. Niciodată nu m-a preocupat această temă, că să mă întorc, să fac, să repar. Da, să refaceți așa? Nu fac. De fapt, apropo de a reface, eu nu refac lucrările mele. Uite, cu toate că mint, fiindcă, uite, chiar azi m-a ocupat, va fi o rugăciune care este în repertoriu de Doamne să treacă, dar se poate și mai puternic se poate aduce finala. Dar nu-mi place mie să mă uit. Deci care e problema? Că dacă te uiți în spate, vezi umbră. Dacă te uiți în spate, vezi... Trebuie de mers înainte. Dacă se uite, zicem, o pisică sau, știu, o vulpe, vede coada, dar mie nu-mi place mie nici coada, nici umbra. Mie îmi place să văd totuși perspectivă. Chiar mirajele, la urmă, mirajele nu sunt în spate, mirajele sunt în față. Dar mirajele, ce semn au pozitiv extraordinar, fiindcă te avânți spre aceste miraje, ele fug și ele îți dau iară perspectivă. Deci el nu se dă să te oprești. Uite, asta e o chestie grozavă, foarte interesantă. Și totodată îți dă și forțe să realizezi lucruri păi, noi. Păi, sigur că da, ca să avansezi, ca să ajungi la acest miraj, trebuie să te mobilizezi, sigur că da. Doamnelor și domnilor, pe versurile Veronicăi Micle, Pasăre cu pene albastre, muzică, Eugen Doga interpretează soprana Valentina Naforniță. Maestre, tradițional organizați saloane muzicale la dumneavoastră acasă. Da. Când preconizați următorul să organizați? Cred că ne ajunge anul nou, de Crăciun, cred că. Fiindcă până atunci sunt nu ocupat, de supraocupat cu concerte în diferite părți. Am și aici la Chișinău, și la Moscova, în Rusia, și în România am mai multe, deci sunt foarte, foarte ocupat. Dar în ajun, desigur că în decembrie eu mă voi întoarce la această idee și voi aduna această lume și desigur că tradițional, ce este tradițional, în decembrie nu este tradițional, deci eu așa preconizez, dar tradițional, iarăși la 15 ianuarie, ziua Eminescu. Pentru mine, Eminescu și Veronica Micle, cred că au devenit reper deja pe toată viața, fiindcă tot ce scriu acum, de peste 54 de lucrări deja sunt pe versurile acestor titani. Unul este undeva pe jumătate recunoscut, dar Veronica Angel este batjocorită până acum, degeaba, fiindcă eu cred că fac acest lucru lumea care nu-i cunoaște, fiindcă cineva, un om deștept, a spus, ca să iubești, trebuie să cunoști. Nu cunosc, încep și zic, nu-mi place, citește, voi băiete, citește și o să vezi că nu este chiar așa. Într-adevăr, până la dumneavoastră, Veronica Micle practic nici nu a fost cunoscută ca poetesă. Sigur că da, eu acum încep să-i convinc pe frații noștri de peste Prut, dar și a noștri, că a noștri deloc în genere sunt la zero în privința asta. Aceea măcar o batjocoresc, dar ăștia nici nu știu că există ea, dar datorită Iuliane Gore Costin, care la vremea sa mi-a dorit o mică, mică cărțulie care a fost publicată într-un oraș de provincie în România. Și eu mult timp nici nu m-am uitat în cărțulie aceea și când am văzut, mamă dragă, câte simțiri,
câtă dragoste, câtă ură, câtă iubire a pus în versurile acestea, această micuță femeie care îl dezmințea pe Sarma, îl scoatea din minți pe Eminescu? Sau cine știe, eu nu cred că chiar așa, deci eu sunt foarte conștient de ceea ce scriu, fiindcă da, eu văd că chiar în ceea ce scriu eu, mai reușite ies lucrările cele care sunt scrise cu pe versurile Veronicăi Micle. Din ce cauză? Din cauza că ea a fost sinceră. Ea, într-adevăr, iubea, deci avea o dragoste cea pământească, care este, de fapt, în poemul Luceafăru. Pe când Eminescu este Luceafăr, el, da, el era îndrăgostit, dar dacă era altcineva, nu era Veronica, era cineva așa de ghiță grăcină, el cred că era același efect, fiindcă el iubea pentru dânsul dragoste, ea ceva, era o eternitate, era ceva tot ce îl cuprindea acest univers, pe când ce era concret, adresată dragostea către Eminescu, da. Dacă nu greșesc, în sala în care se desfășoară salonul muzical, aveți portretele a doi compozitori, Tchaikovsky și Verdi, da, simbolurile muzicii universale mondiale. Să înțeleg că aceștia sunt favoriții dumneavoastră? Păi, mai mult simboluri, desigur că, pentru că nici unul, nici altul. Deci, da, eu mult țin la acești compozitori, că e undeva m-am abătut de la ei deja din cauza că este și normal, fiindcă nu poți sta pe loc. Am vorbit deja de chestia asta, de a mers înainte. Dar, într-adevăr, de la Tchaikovsky, acest melodism care îl are toată creația lui Tchaikovsky, este grozav. Deci, aceste polifonii care are muzica lui Tchaikovsky și această forță interioară, nu exterioară, dacă la Tchaikovsky este forță exterioară, zicem, simfonie 5, când pălește acolo, numai simfonie 6 acolo este ceva mai interior. Patetică, da. Da, dar acolo mai mult, pom, 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 deci la suprafață. Pe când Verdi, nu chiar atât de Verdi, foarte copt era la toate creațiile. Și desigur că și capacitatea lui de muncă, până la ultima suflare, a scris și a scris, numai că scria, dar era și înțeles de contemporane lui, fiindcă încă nu s-a uscat să cerneala pe hârtie și deja se pune în teatru. Pe când la noi, cu sfert de, uite, un sfert de viac nu merge Luceafăr în teatru. Este normal? N-am aceste sferturi în rezervă ca să le aștept. Și de ce Verdi și ca creator și ca om care i-a mers în viață în privința asta, că a fost cântat în viață, dar nu post-viață. Într-un interviu din luna mai curent spuneați că baletul Venanția va fi montat în Cuba. Ziceați că i-ați schimbat și denumirea. De ce? Mai de unde a ajuns așa? Este în lucru chestia asta, de Doamne să fie, da, este, ceva este la mijloc, încă nu am concret, depinde de mine, fiindcă producătorul care s-a apucat de treaba asta și care duce tratativele, eu nu ajung la el din cauza că am atâtea multe, tot timpul plec, tot timpul lipsesc, așa, e vorba de Moscova care ține legături, fiindcă a noastră, deci, la dresliceni nu o să pune nimic. Mi-am place foarte mult această Venanție, acest balet, fiindcă a fost cântat și la București, și la Moscova, și la Chișinău. Aici s-a înregistrat la radio acest balet, da, de orchestră simfonică și capela Corala Moldova. Da, din păcate, uite, nu se pune teatru de operă care n-are niciun titlu național. Artistul fără aplauze nu este artist, sunt vorbele dumneavoastră, vă citez. Ce face el atunci când nu este apreciat după cum merită și care este viitorul lui? Ce face? Păi, la fel ca și cartea, dacă nu este citită, ea nu este. Este absolut normal. Sau este redescoperită peste sute de ani? Nu, eu nu sunt de cei care scriu pentru ce. Păi, asta este, de fapt, o teorie a struților. Ori mai mult ca asta, este o filozofie sovietică, absolut. Fiindcă noi eram instruiți spre, uite, de a lucra pentru generații viitoare, de a lucra pentru nu știu ce, să tăvă o parnea, deci, dar bine, dar cine va trăi și va munci pentru noi? Cine? Noi suntem ce? Suntem impotenți, suntem, nu știu cum așa, suntem chiar neputincioși la nimic, deci să stăm și să așteptăm cineva să lucreze pentru noi. Deci eu scriu pentru contemporanii mei. Dacă va rămâne ceva
o notă sau un motiv, măcar ceva din creația mea pentru generațiile care vor veni, eu voi fi mulțumit, discur, eu voi fi mulțumit din lumea aceea. Dar uite, asta este, eu nu fac aceste tâmpenii. Eu am terminat două conservatoare, eu aș putea să mă laud că cunosc ceva. Eu spun că eu nu cunosc nimic absolut, eu scriu ceea ce simt. Dar ce simt, știu să o pun pe note. Uite aici, și deseori eu am discuții cu acești amatori, compozitori, pe care i-aș chema, mă, învățați băieți, învățați, treceți studiile, fiindcă talentul este de fapt un râu fără maluri. Când sunt malurile, râu aduce bucurie și bine. N-are maluri, aduce nenorociri. Așa că aceste maluri se cheamă conservator. Aș zice că da, uite, știu să fac. Și deseori la aceste începători le spun, băi băieți, voi sunteți 10 ori mai talentați ca mine. Eu știu, știu valoarea. Dar, uite, eu știu să scriu muzică, voi nu știți. Și asta este diferența. Fiindcă, păcat, chiar mie e milă de băieți. Sunt niște băieți extra-talentați. Dar, uite, simplu să bâți, să scriu niște prostii. Din cauza că nu știu ce să facă cu talentul ăsta. Rău acela fără maluri. Face în râzi. Bă, tot să neacă și... Maestre Eugen Doga, la final de emisiune, un set din câteva întrebări, mai mult sau mai puțin filozofice, la care vă invit să răspundeți scurt pe doi. Ce diferență e între un om matur și un copil? Este diferență între copil și om în etate, aproape că sunt la egal. Unul abia merge, așa, dar altul abia începe să meargă. Eu sunt președintele juriului deja mulți ani în Rusia, pentru veteranii și moștenitorii lor. Păi iese abia să urcă pe scenă, sărmanul moșuleațul ăsta sau băbuță și se ține de mână purădeu care abia începe să meargă. Și fericit și unul că tot poate face încă câțiva pași de pe scenă, așa, dar acela e fericit că a ieșit pentru prima dată. Este o comunitate. Aici de la mijloc e cam complicat. Nu înțeleg nici de copilărie, nici de acești sărmani vârstnici. Ei cred, și eu am fost același individ, că viața n-are sfârșit. Că ei au fost maturi toată viața. Uite, deștepți de când i-au făcut mama deodată, eu cu mașină și cu studii și cu toate. Este o mare diferență și o înșelăciune, fiindcă dacă nu se ține cont și dacă nu ține aceste fire în memoria sa, în fire, în simțirile sale, copilăria, omul este pierdut. Deci cum ar fi un arbore fără rădăcini? Taie rădăcinile și moare copacul. Deci aceste rădăcini este copilăria. La mijlocii, oameni de vârstă medie, ei, din păcate, sunt cam rătăciți. Ei cam nu își dau seama că toți sunt aprovizionate de aceste rădăcini. Ce muzică ați ascultat în adolescență? Ce muzică ați ascultat la maturitate? Și ce muzică ascultați astăzi? Păi, am avut fericirea să ascult muzică populară care o cânta la noi un lăutar, Fedot Murga, la bariton, extraordinar. Extraordinar. Tot ce cânta dânsul de sigur că era propria lui invenție, că n-am întâlnit nicăieri ce a cântat dânsul. Și păcat că nimeni nu ține minte ce a cântat. Eu chiar o lucrare care la petrecerea, la scoaterea zestrei, nu pot să-mi amintesc. Aș vrea să o readuc la viață, dar uite, nu mi-am amintesc. Și am ascultat și un taraf venit din Basarabia, vioară, țambal de gât și tamburină. Era extraordinar. Deci aceste impresii de sigur că au rămas undeva, poate că și au fost și au dozat undeva vocația mea. Vă plăceau dulciurile? În copilărie mă refer. Place și acum, dar probleme făceam mamei. Deci mama nu mă înțelegea și tot mă amenința că mă va crește nu știu ce, nu știu unde. Dar nimic nu mi-a crescut, nimic nicăieri și uite, îmi place dulciurile și azi. Ce părere aveți despre rețelele de socializare? Aduc mai mult nu bine știu. Sau mai mult rău? Nu știu, eu știu numai Word-ul și poșta, fiindcă restul nu mă interesează, n-am timp pentru a cotrobui pe acolo. Eu știu că soția mea s-a ocupat cu prostiile astea și sigur o cert, că nu se poate acolo, sunt prostii multe. Cum priviți noua lege apărută recent ce ține de fumători? Este păi fumătorii ăștia strânge în sac și aș duce în râpă.
Să înțeleg că niciodată n-ați încercat să fumați. Mai mult ca asta, eu mi-amintesc că bunelul meu vitric cultiva tutun și îl aducea de la Dubov, de la 25 de km din satul nostru și eu îl vindeam la piață. N-am încercat, măcar toți băieții la vârsta mea atunci, sigur că învârtea ciocleși, fiindcă nu mai era nici hârtie, așa. Acest tutun și fuma. Nu am pus o dată în viață în gură măcar, nici nu am avut această atracțiune. La fel ca și cu băutul, eu nu înțeleg prostiile astea, sunt prostii. La acest capitol mai mult se adună încă și fel de jocuri. Eu nu înțeleg sensul jocurilor, nu înțeleg fumatul, nu înțeleg băutul, petrecele, nu le înțeleg astea, pierdere de timp. De ce se vede că eu am și rămas singur, nu am prieteni, fiindcă pentru prieteni trebuiește timp, trebuiește o parte de energie consumată care mi-am trebuit pentru altceva. Pentru muzica. De ce oamenii maturi se jenează să plângă? Cum crezi? Păi nu, eu nu mă jenez. Ești proști. Nu cred că așa, zice, mare, zice, dovadă ce? Că este bărbat? Bărbat și pe... Eu înțeleg când undeva artificial începe să urle. Păi dacă este născută acea lacrimă acolo în interiorul tău, dă-i drumul! În genere, toată energia care este negativă sau pozitivă, scoate-o. Sigur, e te-o trebuiește dinăuntru. Dacă este bucurie, împărtășește această bucurie cu lumea. Maestre, suntem în perioada alegerilor prezidențiale. Cum credeți, ce calități ar trebui să aibă un președinte de țară? Eu cred că la noi ar fi foarte bine fără președinte. Asta ar fi minunat. Atâta șafaraie, dar nu se poate atâta șafaraie. Deci, ce cu chestia asta? Iașu care are 7 milioane de această Moldova istorică. Și aici ești trei, nu sunt și atâta șafaraie. Acolo nu vezi mașini de astea cu sticle afumate și cu stegulețe și cu bodyguards. Eu îi cunosc pe toți acolo care sunt la Iași. Pot intra și vorbim și vin și aici, cred că și la concert vor veni. Da, aici nu se poate, băi, atâta șafaraie. Niște clădiri extraordinare, imense, cu bodyguards, cu ferească Dumnezeu. Și eu nu știu, mă voi duce, cred sigur că toată lumea să voteze, dar eu nu înțeleg. Care Anglia e fără președinte? Și văd că se descurcă. Maestre, la final de emisiune, o întrebare de la prietena noastră comună, iarăși este vorba de Luminița Dumbrăveanu. La anul veți împlini onorabila vârstă de 80 de ani, mulți ani sănătoși înainte vă dorim. Doamne! Iată, citez întrebarea. Cum își dorește maestrul Eugen Doga marcarea acestui eveniment? Ce surprize ne pregătiți? Eu ce surprize? Eu nu pregătesc. De fapt, nu pregătesc, nici nu am această intenție de a face acest lucru, de a veni cu surprize. Eu voi fi în ziua aceea, că voi fi ca în toate zilele, absolut. Eu ce aș dori, fiindcă, din păcate, nu am avut această susținere și nu prima dată, să face plan foarte frumos de petreceri. Acest anul Doga a fost anunțat odată, afară de un singur capitol și atunci... Datorită lui Voronin a fost făcut treaba asta. Dar va fi ceva, mă întreabă. Zic că nu știu eu nimic. I-a dat repede dispoziție și s-a făcut. Eu nu știu de data asta ce va fi. Habar n-am. Nu știu. Dar ce aș dori de ei, sigur că aș dori să în sfârșit vreodată și odată să petrec toate localitățile principale la noi în Republica Moldova și în Moldova de cea istorică, cu concerte, cu programe. Și sigur că dacă ar fi acest proiect, dar nu, se sperie de Moldova aceea. De ferească Dumnezeu să treacă Prutul. Mai ușor Volga trec decât Prutul. Nu e bine așa ceva. Eu o trec mai bine. Fără probleme trec. Nu fără probleme. Fără aceste declarații. Eu trec în Siberia, am fost numai vara asta cât am avut în Siberia și am avut și în Ural și unde. Suntem de ce? Eu aș vrea să merg pe urmele lui Eminescu. Aș vrea să merg în orașele care în Sibiu, în Timișoara, în multe orașe care, mă rog, care nu am fost și aș vrea să văd. Din Timișoara merge muzicalul meu acolo și eu nici nu știu cum arată acest Sibiu. Așa că cine știe ce... Că surprize nu o să fie, fiindcă la noi nu e țara de surprize. E surprizul care poate fi ceva, o trăsneală. Asta nici nu mă îndoiesc că
poate va fi o trăsălcare. Și nu de numai de, de ceea ce pe tot timpul îi criticăm pe cei de sus. Dar și noi, uite, eu știu, sunt foarte mulți de vârsta mea care sau în colectivele noastre să rămâne cum să învinițesc când aud de numele meu. Uite, eu nu înțeleg ce cu chestia asta. Unde nu mă duc, lumea se bucură și grozav și mă solicită aici ca niște cânturbați. Nu înțeleg, băieți, ce cu voi? Maestre, eu vă mulțumesc mult pentru acest interviu. Mă bucur foarte mult să vă cunosc și vă doresc multă sănătate să realizați tot ce v-ați pus în gând. Sănătate o primesc cu 100%, fiindcă într-adevăr omul sănătos și creația sănătoasă. Mersi mult. Da, numai bine. Mersi. Ochiul tău iubit, pe versurile lui Mihai Eminescu, este una dintre cele mai cunoscute romanțe din repertoriul Mariei Bieșu. Soprana Mariana Bulicanu ne va prilejui o reîntâlnire cu această romanță. Zadvar